Zambia. Dragii mei, astăzi ar fi trebuit să fim în casa Domnului împreună cu toată biserica să sărbătorim marea sărbătoare a învierii Domnului Iisus Hristos. Faptul că nu putem să fim acolo nu înseamnă că nu putem să ne bucurăm de învierea Domnului Iisus și vrem în dimineața aceasta aici un grup de vecini care am ieșit în stradă să cântăm cântarea Imnul Măreț, care se cântă în această zi în lumea creștină. Hristos a înviat din morți. Haideți plini de bucurie să cântăm și să lăudăm pe Dumnezeul nostru. Hristos a căci a ta este împărăția și puterea și slava